salut dragi prieteni. Iar pentru astăzi o să fac un videoclip în care testăm agresivitatea între două rase, și anume ciobănesc de Asia Centrală și cane corso, care în momentul de față dorme. Dar mai întâi de toate am rugămintea să dați like acestui videoclip și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja, în cazul în care vă place acest content și ceea ce fac eu. Aici îl avem pe Boris, iar în țarc, după cum ați putut observa, e Atos. Și ieri am făcut, să zic așa, un mic test de agresivitate, să vedem care e mai arțăgos. Dar înainte de toate, vreau să vi-l arăt și pe prichindelu. Hai aici, bă. Hai aici. Care își așteaptă nou proprietar. După cum bine știți, pe data de 24 voi face extragerea. Puiuțul e rezultat din femela mea și masculul pe care vi l-am arătat de cane corso. Iar în minutele ce urmează îl veți vedea și pe Tasu în acțiune, să zic așa. Cei care nu v-ați înscris sau nu știți de înscriere în concurs, găsiți videoclipul la mine pe canal. Până în data de 24, când voi face extragerea, se poate înscrie oricine. Și încă o rugăminte, cei care sunteți minori, cățelul se ridică doar cu acordul părinților, însoțiți de părinți. Nu mai stau prea mult pe povești și o să vă las imaginile pe care le-am filmat, iar după aceea o să povestim puțin despre treaba asta. Urcă-te acum sus! Nu, mă, nu, lasă eu. Atos, hai aici. Coroade, hai, știi? Hai, hai. Du-te iau acum. În
înainte de a comenta imaginile pe care le-ați văzut, vreau să specific faptul că agresivitatea lor e nativă și nu au fost antrenați pentru treaba asta. Protagoniștii, cei doi masculi, sunt doi juniori. Boris făcând un an pe 27 septembrie. Din asta rezultă că are un an și 3 luni. Iar Flăcău de aici e născut în martie, deci e cu 7 luni mai mare decât el. Doi mascul tineri. M-a spus care nu sunt antrenați pentru treaba asta. E a doua oară când am făcut acest lucru. Și să zic așa, l-am făcut spre deliciu vostru și spre curiozitate. Pentru că vă dați seama și eu sunt curios să văd dacă ar intra cineva în curte, cum ar reacționa câinii aceștia. Deoarece, să fim sinceri, nu putem să le dăm mâncare chiar degeaba. Trebuie să facă și pază. Sunt două rase care trebuie să facă și pază. A, și pe domnișoara aici, cu hamul. Boris în spate. Încă ceva. Sunt curios să-mi lăsați în secțiunea de comentarii care vi s-a părut vouă pe cameră cel mai agresiv și cel mai pregătit. Însă, în realitate, masculul de Cane Corso e nu agresiv, foarte agresiv din toate punctele de vedere și la orice, și la animale și la om, e exagerat de agresiv. Mult, mult peste masculul de Asia Centrală. Chiar dacă, după cum bine știți și se poate observa, e mult mai mic. Oricum, această rasă Cane Corso e mult mai mică decât un mascul de Asia Centrală. Masculul de Asia Centrală încă se formează, v-am spus, are un an și 3 luni, încă e mic, mai are timp și bineînțeles mai are multe de învățat. Pentru că e tânăr. Însă, dacă vă doriți un câine de pază, ambele rase sunt foarte, foarte bune din toate punctele de vedere. Doar că cei de Asia Centrală se acomodează climatic, să zic așa, mult mai bine decât cei de Cane Corso. Și aici mă refer pe timpul iernii. Pentru că am mai spus-o și în videoclipul anterior, e o rasă la care e frig iarna, chiar dacă multă lume nu vrea să spună acest lucru. Cel puțin la mine în zonă de munte, ei stau afară, unde e destul de frig. Ei nu se împacă chiar așa de bine cu frigul. Nu știu ce să vă spun mai multe. Cel puțin acum, pe moment, nu mai vin atâtea lucruri. Ce aș mai putea spune despre aceste două rase? Dacă i-aș spune, să zic așa, facem o
paranteză, dacă ar fi să se lupte corp la corp, cum ați mai întrebat mulți prin comentarii la videoclipul anterior în care cei doi s-au luat la harță, vă dați și dumneavoastră seama, pentru că un câine de 45 de kg, 50 de kg, nu o să se poată pune niciodată cu un câine de 80 de kg, spre poate mai bine de 80. Diferența dintre ei e foarte, foarte mare, și de greutate, și dimensiunile. Deci nu ar avea ce să-i facă cel de cane corso masculului de Asia Centrală, cel puțin eu mă refer strict la exemplarele pe care le am eu. Deci nu mă refer la exemplarele pe care le dețin alții, eu mă refer strict la exemplarele mele. Deci n-ar avea ce să-i facă Atos lui Boris niciodată. Pentru că nu ar avea cum. Și cred că și un cane corso antrenat față de un Asia Centrală antrenat nu o să poată să-i facă față unui asiatic. Ei, peste. Deci, da, ăsta e punctul meu de vedere. Acum, voi lăsați în comentarii punctul vostru de vedere. Și dacă aveți vreo idee de vlog, vă aștept în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Hai bă, puștiu, hai! Bravo băiatul, bravo! Să știți că și el face pază. Deci să știți că și el face pază. Vă salut!